Salutare, prieteni, și bine ați venit! Engawa, Takumi, Sashiko sunt termeni pe care japonezii de la Lexus îi folosesc pentru a ne convinge că noul lor model, Lexus UX, nu este doar o nouă mașină, ci este o nouă mașină ce folosește valori vechi ale culturii japoneze. Din punctul meu de vedere, ar putea la fel de bine să folosească și termenul harakiri, pentru că eu tot nu aș înțelege nimic din acest termen, așa că hai să vedem dacă această mașină merită cu adevărat banii voștri. Din punct de vedere al designului, Lexus UX este tăios ca o lamă de ras. Grila arhicunoscută se îmbină foarte frumos cu farurile și cu această capotă puternică, dar japonezii au vrut să adauge și un pic de robustețe, așa că au pus aceste bandouri laterale din plastic. Sincer, mie nu-mi place foarte mult această modă, dar chiar și așa încearcă să-ți spună: domnule, până la urmă asta e o mașină robustă. Nu vei face off-road cu ea, dar va urca borduri prin oraș. E clar că lui Lexus UX îi stă mai bine parcat în față la nuba decât urcând ceahlăul. Dar acum că am ajuns în partea din spate, să vorbim și aici de design. În primul și în primul rând, apreciez foarte mult lightbar-ul. Sunt foarte recunoscător că a revenit această modă specifică anilor 80. Dar stopul acesta nu e doar un stop, mai are un scop. Și anume acela de a oferi mașinii un profil aerodinamic cât mai bun. Aici stopurile sunt puțin scobite, practic permițând aerului să treacă fix pe lângă mașină, ceea ce înseamnă că la viteză mare consumul nu este atât de ridicat. Și că tot vorbim de viteză mare, dacă ai viteză mare înseamnă că ești pe autostradă. Și dacă ești pe autostradă, în cel mai bun caz, atunci mergi la mare. Și dacă mergi la mare, nu-ți lua mai mult decât slipul și poate un prosop nu prea mare, pentru că portbagajul de 280 de litri, atât spun japonezii, dar eu cred că mint, sincer, nu este foarte mare. E destul de înalt, este o platformă dreaptă de încărcare, cei drept, deci dacă trebuie să încarci un prosop foarte greu, vei putea face asta, dar nu vor intra bagajele a 4 persoane aici, cred că bagajele a 3 persoane în cap, dar nu 4. Acum haideți să vedem și interiorul. Engawa este acea ideologie conform căreia interiorul și exteriorul trebuie să se îmbine foarte frumos, astfel încât nici măcar să nu-ți dai seama când ai trecut dintr-unul în altul. Washi. Washi este o tehnică care este aplicată și acestei ornamentații, pe care japonezii o aplicau inițial în vechime hârtiei pe care o foloseau pentru ușile din interiorul caselor lor. Nu știu dacă va sta cineva treaz să-i explici lucrul ăsta, dar eu pot să vă spun așa. Mie îmi place foarte mult acest interior, dar are și el problemuțele lui. Printre lucrurile care îmi plac foarte mult scaunele, îmi place foarte mult că acest spațiu de stocare poate fi accesibil așa și așa, deci ușor de accesat și de șofer și de pasager. Îmi place foarte mult că au pus niște mici LED-uri în comutatoarele pentru gurile de ventilație. Nu era nevoie să le pună acolo, dar l-au pus și LED-urile au un efect de infinite mirror, foarte interesant.
Îmi place de asemenea că poziția la condus este una foarte interesantă, foarte sportivă de fapt, ceea ce nu te-ai aștepta la această mașină, dar lucrurile care nu prea îmi plac. Mult prea multe butoane, Lexus. Vă spun asta pentru a nu știu câta oară și știu sigur că toți marii directori de la Lexus mă urmăresc și ați face bine să schimbați o dată lucrul ăsta. Doi la mână, acest sistem de infotainment. De fiecare dată când mă urc într-un Lexus, îmi ia ceva vreme să mă obișnuiesc cu el. După ce mă obișnuiesc cu el, tot nu m-am obișnuit cu el. Pentru că și după o zi, două de condus și butonat într-un acest sistem de infotainment, tot îmi este greu când un prieten îmi spune vreau și eu să-mi conectez telefonul ca să pun o melodie. Stai, știu. Meniu. Inițializare. Bluetooth. Nu există niciun spus. Ok. Și acum în dreapta, chiar dacă e adăugare, da. Vedeți? E un pic, parcă e nevoie de prea mulți pași pentru a face o acțiune așa simplă cum ar fi să-ți conectezi un telefon. În rest, ideile mici și deștepte ale japonezilor sunt peste tot. Îmi place foarte mult cum au pus această priză de 12V care stă acolo cu mințică și doar când apeși pe ea se ridică exact cât trebuie și apoi tu poți conecta acolo orice ai tu nevoie ce se poate încărca la 12V. Lângă, evident, există un wireless charging pad, deci îți poți încărca telefonul prin inducție dacă vrei să faci asta. Ce să mai... Totul e frumos, instrumentarul arată foarte bine, totul e frumos în acest interior și liniile bordului sunt foarte futuriste. Dar hai să vedem și cât de confortabilă este această mașină în mers. Lexusul UX este prima mașină construită pe platforma GAC. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că aceasta este o platformă modulară folosită de Toyota și de Lexus, similară platformei MQB, spre exemplu, de la Volkswagen, și această platformă permite, să zicem, redimensionarea ușoară a mașinilor. Dacă vrei o mașină mai mică, mai lungă, mai înaltă, mai crossover, mai hatchback, orice ar fi, poți foarte ușor, cu costuri reduse, să ai mai multe tipuri de caroserie, ca să zic așa, pe același șasiu. Dar este ora 7 și suntem în București. Ce înseamnă asta? După cum vedeți, înseamnă un trafic infernal. Cum te simți în mașina aceasta, în traficul acesta infernal? În primul și în primul rând, după cum știți, marele plus al sistemului hibrid este că atunci când ești la viteze joase, funcționează în mare parte motorul electric, ca să zic așa. Acest sistem de propulsie este unul nou în familia Toyota Lexus, este prima dată când conduc noul lor hibrid cu 2.0. Până acum hibridele de la Toyota, hibridele mici, ca să zic așa, erau cu 1.8. Mai sunt și hibridele mari cu 2.5, dar în mare parte pe mașini din această categorie au fost hibride cu 1.8. După cum vă spuneam, acum este hibridul cu 2.0 și 184 de cai putere. Experiența de condus este foarte relaxantă. Lăsând la o parte faptul că nu se aude foarte mult zgomot al motorului, mașina are și o insonorizare foarte bună, deci nu auzi dieselurile din jur, ca să zic așa. În același timp, suspensia este confortabilă. AVS, Advanced Variable Suspension, cred că de la asta vine. Practic, amortizoarele sunt reglabile și mașina le reglează în funcție de, să zicem, terenul pe care ea îl vede. Dacă vede că ești pe teren accidentat, mai relaxează puțin amortizorul. Dacă vede că intri într-o curbă un pic mai tare, atunci întărește amortizorul de pe exterior, pentru ca tu să nu ajungi în gard și să nu ai prea mare ruliu. Și evident, după cum vă imaginați, ruliul este aproape inexistent atunci când iei o curbă un pic mai îndrăzneț. Deși avem suspensie independentă pe spate, suspensie dublu iadeș, deci dacă, să zicem, pui mașina în modul sport, pentru că există și un mod sport, atunci nu vei fi chiar dezamăgit. Mașina, să zicem că se va supune dorințelor tale. Acum, pentru că Lexus UX 250H este o mașină făcută în special pentru oraș, trebuie să ai loc pe bancheta spate.
După cum am văzut, portbagajul este un pic mai mic decât mi-aș fi dorit, dar pe bancheta spate încap 3 persoane lejer. Deși n-ai zice, persoana care stă pe mijloc și care de obicei este de sacrificiu, aici nu stă atât de inconfortabil, deoarece nu există o cocoașă pe mijlocul, să spunem, banchetei spate și nu trebuie să stai cu un picior în stânga și în dreapta cocoașei aceleia, ceea ce cumva nu e confortabil la drum întins. Nu, nu este o cocoașă mare, este foarte mică și pe pragul acela poți foarte ușor să stai cu picioarele, astfel având o, să zicem, călătorie cât mai confortabilă. V-am spus că această mașină este four-wheel drive, deci tracțiune integrală. Dar cum funcționează asta? E bine, puntea spate este acționată doar de un motor electric. De aceea nu există cocoașa aceea pe mijlocul mașinii, pe bancheta spate, pentru că nu există un arbore cardanic care să conecteze roțile, puntea față cu puntea spate. Practic, mașina acționează puntea spate doar electric. Cum funcționează acest lucru și până la ce viteză? Ei bine, funcționează până la 70 de km la oră și este un sistem care funcționează automat, deci nu trebuie să pui tu mașina într-un mod off-road sau all-wheel drive sau mai știu ce. Totul se întâmplă automat. Deci, atunci când ești într-o situație cu aderență scăzută, să spunem că a venit iarna și e mai greu să ieși din parcare, mașina va ști acest lucru și va cupla și puntea spate, după cum vă ziceam, ea va sta cuplată până la 70 de km la oră. Bateria de 180 de celule folosește tehnologia nichel metal, nu litiu-ion. De ce nichel metal? E bine, bateriile nichel metal sunt mai voluminoase decât cele litiu-ion, dar rezistă mai bine la căldură. În același timp, tehnologia nichel metal este una mai veche decât cea litiu-ion, deci este, să zicem așa, a devenit mai fiabilă în timp. Și în același timp, un lucru foarte interesant este că bateriile nichel metal pot fi recondiționate cu foarte mare ușurință. Bine, foarte mare. Este, să zicem, costurile pe care tu le vei suporta ca să recondiționezi o astfel de baterie vor fi mai mici decât dacă ai vrea să recondiționezi sau să schimbi o baterie litiu-ion. Evident, Toyota Lexus oferă și pe această mașină o garanție ca la toate hibridele de 10 ani pentru baterie. Motivul principal pentru care îți cumperi o mașină cu sistem de propulsie hibrid este consumul, nu-i așa? E bine, această unitate 2.0 hibrid este o unitate nouă de la Toyota Lexus și consumul nu este chiar atât de mic pe cât mă așteptam. Spre exemplu, ultima mașină cu sistemul 1.8 hibrid pe care eu am condus-o de la Toyota a fost Toyota Corolla. Aceea avea un consum de 5.7-5.5 pești pe undeva. Aceasta are un consum de 7 litri la 100 de kilometri. Menționez că această mașină a fost condusă doar în oraș. Dacă va mai scădea consumul, pentru că eu o conduc de ieri, bine, o conduc într-una, dar o conduc de ieri, dacă va mai scădea consumul, voi pune o mică notă pe acest video în caz că a mai scăzut și s-a mai relaxat. Mie 7% mi se pare un pic cam mult pentru acest sistem de propulsie hibrid. Deci, cât costă această mașină? Ei bine, Lexus UX 250H 4-wheel drive pleacă de la 40.000 de euro cu TVA inclus. Știu, sunt foarte mulți bani pentru o mașină care nici măcar nu are Android Auto sau Apple CarPlay, dar știu că sunteți mulți nemulțumiți de acest lucru. Nu vă faceți griji, din primăvară va exista un update de software care îți va permite să folosești și Android Auto sau Apple CarPlay. Deci 40.000 de euro pentru această mașină. Merită? E bine, dacă vrei să fii diferit, cu siguranță merită. Această mașină, să zicem doar că mulți întorc capul după ea. Prieteni, dacă v-a plăcut review-ul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta și dacă vreți să vedeți și alte review-uri, atunci abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Dacă sunteți deja abonați, atunci urmăriți-ne și pe Instagram, pentru că acolo punem poze și story-uri cu toate mașinile pe care le luăm în teste. Rămâneți pe Blog Auto. La revedere!